pentru câteva secunde, vă rog să vă ridicați în picioare. Iată ce spune cuvântul Domnului. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce erau sub lege și astfel să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii și fiice, Dumnezeu ne-a trimis în inimă pe Duhul Sfânt, Duhul Fiului Său care strigă Abba, adică Tată, Tăticule. Așa că nu mai ești rob, nu mai ești roabă, ci ești fiu și fiică, și dacă ești fiu și fiică, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amen. Vă rog să vă reașezați. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru că ne-ați oferit această oportunitate să fim împreună. Îi mulțumesc pastorului Alin Jivan. Mă bucur că astăzi, oficial, este acest titlu adresat numelui tău, fratele pastor Alin Jivan. Am să vă povestesc câteva lucruri. Mulțumesc pentru amabilitatea și bucuria de a fi împreună fratelui Nicu Oros, fratelui Costel Grămadă. Este o onoare pe care nu voi uita niciodată. Că voi sunteți aici, acum când a fi evreu este un lucru periculos, este un lucru respingător, este un lucru înjositor. Așa gândește societatea de astăzi. Mă bucur însă că m-am întâlnit cu frații mei și mă onorează prezența multor evrei aici. Frați evrei, vă iubesc în Domnul Iisus. Fie că ați venit din Ashkelon, fie că ați venit din Statele Unite, fie că ați venit din Europa, Domnul Iisus ne iubește pe toți. Înainte să pornim la drum, permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre mine. Sunt un om rătăcit între luni, împreună cu familia mea. Fratele meu, Iacob, e acolo. Mimi, cred că undeva aici. Mai am o soră, Susana, un frate Mario. Evreii tradiționali ne resping. Pentru că atunci când te întorci la Domnul Iisus, ești considerat un rătăcit. Neamurile nu ne primesc. Pentru că a fi un evreu nu e un lucru confortabil. Și astăzi vreau să vă explic care este această relație frumoasă între Israel și biserică. Pentru că veți vedea o frumusețe extraordinară între scopul pe care îl avem, destinul pe care îl avem împreună și acesta vă va ajuta să înțelegeți împreună ce se întâmplă acum, în aceste clipe, în lume. Pentru că avem o identitate într-un tată care ne dă numele. Christianos, creștin în românești, înseamnă identic în atitudine cu acela pe care îl urmezi, cu Domnul Iisus Hristos, Iașua, Hamașeia, Iisus, Mântuitorul nostru, Salvatorul nostru, Domnul Iisus în limba românească. Ați văzut că textul ne spune că la împlinirea vremii. Primul lucru pe care vreau să vi-l notați astăzi. Dumnezeu calculează istoria după ceasul Lui, după planul Lui pe care l-a cunoscut mai dinainte. Mulți s-au considerat a fi Dumnezei în această lume. Dacă vă uitați atenți, le veți găsi mormintele pline de putrefacții. Dumnezeul nostru nu este captiv niciunui mormânt, pentru că mormântul nu l-a putut ține, moartea nu l-a putut învinge, întunericul nu i-a putut stinge lumina lui, răutatea n-a putut să-i biruiască bunătatea, pentru că moartea nu poate niciodată să întrfrângă și să pună la pământ viața.
Pe acest Dumnezeu îl urmez și eu. Pe Domnul Iisus Hristos. Nu acela de pe paginile ziarelor, din icoanele bisericilor, ci pe acela răstignit pe crucea de la Golgota. Acest Dumnezeu se califică a fi Dumnezeu pentru că este scris în declarația de facto a lui Dumnezeu despre sine însuși, pe care dumneavoastră o găsiți în Isaia, capitolul 46. Citez. Țineți minte aceste lucruri și fiți de acum oameni. Și anume, aduceți-vă aminte cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este nici unul ca mine. Eu sunt Dumnezeu și nu este nici altul pe pământ. De ce? Și ce-l califică pe Dumnezeu să aibă această greutate în expresie? În limba ebraică noi numim asta kabod. Kabod înseamnă slavă. Viorel Maier o să vă spună mai multe după ce plec eu. Eu să fie aici în București. Când evreii spun că există un cuvânt slavă, kabod, noi înțelegem ce dă greutate cuvântului unui om, ce îi conferă acestui om statutul său unic. Când vorbim despre Dumnezeu, ceea ce îi dă slavă lui Dumnezeu este că El este ceea ce spune că este. Ați auzit expresia aceasta? Și, Doamne, cui să-i spun și ce să le spun despre Tine? Cine m-a trimis? A spus Moșe. Moșe este Moise în limba română. Și atunci Dumnezeu a zis, spune-le că cel ce-și zice, eu sunt cel ce sunt. În limba de origine este, eu sunt cel ce zic că sunt. E o diferențiere? Adică eu sunt în tocmai cum am promis, eu sunt în tocmai cum vă spun, eu nu mă schimb, eu nu cumva mă transform în funcție de circumstanțe, eu nu-mi schimb opiniile în funcție de preferințe, eu sunt pentru că am un caracter pur. De aceea numele Lui este eu sunt. Eu sunt. Înainte de Avram, eu sunt, le-a zis Domnul Iisus fariseilor și cărturarilor. E bine, ce-i dă greutate lui Dumnezeu? Faptul că El nu se schimbă. Și aici este scris, eu am vestit de la început exact ceea ce să se întâmple cu mult înainte de a se fi împlinit. Pentru că hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi duce la îndeplinire toată voia mea, nu o parte, nu puțin, nu aproximativ, totul. De ce a trebuit să vă spun asta? Închipuiți-vă, vă rog, cum ar fi fost să avem un Dumnezeu capricios? Un Dumnezeu care își schimbă opinia în funcție de preferințe? Cum ar fi arătat planul de mântuire pentru fiecare dintre noi? Tocmai aceasta ne dă speranță, hatikva în limba ebraică. Tocmai aceasta ne dă o perspectivă, pentru că avem o identitate, cum scrie tema, și un destin pe care nu-l poate șterge nimeni pentru că a fost promis de cel ce spune eu sunt ceea ce declar că sunt și nu voi schimba opinia. Și dacă tu îl iubești pe acest Dumnezeu și ai fost înfiat în acest Dumnezeu prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și dacă ai acceptat să stai sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, nimeni, nimic și nici când nu-ți poți șterge acest drept de a fi copil de Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun. În aceste zile există în anumite biserici un proces de învinuire al lui Israel. Războiul pe care voi îl vedeți astăzi pe paginile ziarelor și la televiziune nu este un război care se poartă neapărat cu pușca, cu bombele, cu avioanele. Componenta lui majoritară îl numim noi în știință un război semiotic.
adică un război al sensurilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am auzit dintr-o dată un cântec. Zicea, aleluia. Știi cum se zice prințesă în ebraică? Haleluia. Înseamnă laudă lui Ia. Lăudați-l pe Ia. Asta înseamnă aleluia. M-am bucurat că dai laudă lui Dumnezeu, așa e? Dumnezeu să te binecuvânteze. Revenind, prieteni, în vremea aceasta este o perioadă în care oamenii se uită acuzator către Israel și spun, din cauza voastră, evreilor, confortul nostru s-a stins. Dintr-o dată în lume este conflict, este război, voi sunteți niște invenții politice, voi nu aveți niciun drept în acele teritorii, voi ați primit războiul. Ascultați-mă ce vă spun. Vom împărți matematica în două părți. Cine este Israel? La un moment dat Dumnezeu, și găsiți asta început cu Geneza capitolul 12, s-a orientat către oameni și l-a chemat pe Avraam. Clasic se citește așa, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam. Știți că în textul original, în semantica paleohebru, adică limbia aceea arhaice, textul este mai degrabă că Dumnezeu l-a chemat și vorbesc la două microfoane, dacă e nevoie. Mi-a spus unul și aici? Se aude foarte rău pe online. Ok. Ne cerem scuze acelora din online. Ok. Se aude. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Când este o lucrare mare și e, după cum se vede, mare, pentru că Duhul Sfânt este prezent, să știți că vine și cel rău care vrea să strice, dar nu ne poate birui. Nu vă pierdeți răbdarea, nu vă pierdeți liniște. Revenind în ceea ce ne interesează pe noi, prieteni, când Dumnezeu s-a întors la Avraam, către Avraam, spune cuvântul în original că l-a chemat și pe Avraam. De ce doar pe Avraam l-a ales? Pentru că e singurul care a răspuns. De aceea, voi sunteți astăzi rezultatul unui răspuns al chemării lui Dumnezeu. Și asta este important. Pentru o vreme, Israel s-a dezvoltat în istorie și a funcționat sub acest titlu frumos, copilul lui Dumnezeu, întâiul născut al lui Dumnezeu, poporul ales. Cumva asta îi intrigă pe mulți și ei nu se simt confortabil când aud. Așteptați până la sfârșit să vedeți ce binecuvântare frumoasă are biserica. Este chiar mai mare decât asta. Chiar mai mare. Așteptați până la sfârșit. Interesant e că Dumnezeu i-a spus lui Moise, mai târziu, scoate pe poporul acesta și îl vei duce exact în ținutul, în teritoriul, în țara pe care eu i-o voi da. I-a scos Dumnezeu din Egipt prin Moise, i-a dus acolo și le-a făcut următorul avertisment. N-aveți voie să vindeți țara, n-aveți voie să împărțiți țara, n-aveți voie să faceți ce vreți cu ea. Mai mult, trebuie să o lucrați într-un ritm pe care eu îl stabilesc, trebuie să țineți anii aceia de odihnă pentru pământ, pentru că, atenție mare, țara este a mea, voi sunteți aici, venetici este în limba română, adică eu v-am adus aici ca și administrator, dar să știți că țara este a mea. Am vrut să știți lucrul acesta pentru că în momentul acesta, popoarele lumii se joacă nu cu Israel, se luptă cu Dumnezeu. Și am să vă arăt imediat ce spune Biblia despre asta. Poporul acesta însă s-a răzvrătit. Și din nefericire, frații mei, astăzi mor, mulți dintre ei, nepocăiți. Și se vor pierde pentru totdeauna. Pentru că încă nu l-au primit pe Domnul Iisus. Ascultați-mă ce vă spun. La împlinirea vremii însă, vedeți timpul, vremurile, ceasul lui Dumnezeu,
Spune că El a venit exact cum a fost profețit, născut din femeie. Pentru un evreu să spună asta este ceva foarte ciudat. Dacă citiți Cartea Legii, veți vedea că acolo este scris în Geneza, capitolul 5, că Adam l-a născut pe Set. Veți vedea toată succesiunea aceasta, pentru că evreii considerau pe tată ca fiind primordial pe linia ierarhică, nu pe mamă. Și totuși aici ne se scrie, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Cu alte cuvinte, legea veche. N-a fost, ia să spuneți, există vreo diferență dintre abrogarea unei legi, adică ștergerea ei, și completarea ei cu o alta nouă, sau anularea unei legi, în sensul în care să nu mai pui nimic în schimb? Țineți minte lucrul acesta, pentru că mulți spun nu mai există legea veche. Și adevărat, nu mai există, doar că ea a fost înlocuită cu legea Harului. Știți cine ne-a adus legea Harului? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ziceți după mine, cine ne-a adus-o? Voi îl urmați pe Duhul Sfânt? Și nu vă e rușine de asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Evreii însă l-au respins pe Dumnezeu. Și când Domnul Iisus Hristos a venit în această lume, exact cum a fost promis, a intrat în Ierusalim și a plâns. Și a spus așa, Ierusalime, Ierusalime, tu care îi bați pe proroci și lovești în pietre, cu pietre în cei ce vin la tine, cât aș fi vrut să te strâng sub aripile mele, cum își strânge cloșca pui, dar n-ai vrut. De aceea zilele tale, a început să le numere acolo, ochii tăi vor fi, practic, orbiți din punct de vedere spiritual. Și Harul, din momentul acela, a mers la neamuri. Acum, cine sunt neamurile? Ce este biserica? În Roman, capitolul 10 și capitolul 11, avem niște texte foarte interesante. Când Apostolul Pavel descrie biserica, vorbește despre o altoire într-un măslin. Câteva ramuri au fost rupte de acolo și au fost altoite altele. Apoi ne spune că a avut loc o înfiere. În legea veche, legea ebraică, în anumite componente ale sale, când un copil era înfiat, ascultați acum ce vă spun, el nu era înfiat din greșeală. Vreau să vă spun un lucru la care să fiți foarte atenți. Voi știți că un copil poate să apară într-o familie neplanificată. Adică nu ți-ai planificat neapărat copilul respectiv, soția te anunță la un moment dat, știi că sunt însărcinată. Corect? Este adevărat, mulți au trecut prin asta. Când înfiezi un copil, o faci pentru că vrei, pentru că îți place de el, pentru că ți-l dorești și pentru că ești motivat să o faci. Înțelegeți voi ce vă spun aici? Când Dumnezeu a spus, fiule, îi vreau, a făcut-o pentru că ne iubește, pentru că ne dorește, pentru că a fost motivat să o ducă până la sfârșit și pentru că i-a plăcut de noi. Biserica nu este un accident. Tu nu ai fost doar un... o rezervă într-o echipă de fotbal. Biserica este pur și simplu o alegere bazată pe iubire, bazată pe dragoste și pe dorința de a fi lângă Dumnezeu. Știți că primii care au înțeles asta au fost evrei. Biserica nu e formată din
non-evrei, apropo, este formată din evrei și din neamuri. În primii 10 ani de activitate ne spune istoria că cel pe care îl numim Cornelius, primul dintre cei ai neamurilor care s-a întors la Domnul Iisus, a venit aproximativ, istoric vorbind, aproximativ între 8 și 10 ani după coborârea Duhului Sfânt. Ați auzit ce v-am spus? Primii au fost evrei. Pentru că biserică, știți ce înseamnă? Biserică înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, să crezi că El ne-a răscumpărat prin Domnul Iisus Hristos și să stai sub autoritatea Duhului Sfânt pe care Domnul Iisus Hristos ne-a trimis până când El va reveni și ne va lua acasă. Prieteni buni, ce este biserica? Este alegerea lui Dumnezeu pentru că ne-a iubit. Israel însă nu a terminat, din punct de vedere istoric, cu Dumnezeu. Pentru că l-au respins, vor trebui să vadă aceia care nu l-au crezut, adică evreii care sunt din afara bisericii, este scris, va trebui să vadă pe cine au străpuns. Dacă veți citi în Ezechiel capitolul 36 până la 39, veți găsi cea mai clară profeție a vremurilor din urmă, într-atât de exactă, încât oamenii care o citesc în aceste vremuri ne spun că este pur și simplu. Pământul își va da grăsimea lui înapoi. Dar de ce le va da înapoi? De ce țara s-a stricat? Pentru că este scris, dacă voi nu mă veți asculta pe mine, pentru că țara aceasta nu vă aparține vouă, eu am să vă scot din ea. Și atunci cerul și pământul. Într-un pustiu, tocmai pentru ca nimeni altcineva să nu stea acolo. Și istoric vorbind, nimeni n-a stat acolo. Problematica se pune în felul următor. La începutul anilor 1900 a fost o declarație numită Declarația Balfour. Acesta a fost primul ministru al Imperiului Britanic, care mai târziu s-a materializat prin ceea ce Winston Churchill, mulțumesc din suflet, vă mulțumesc. Winston Churchill este primul ministru despre care voi ați auzit, probabil, a fost în perioada celui de-al doilea război mondial. A dat pur și simplu această țară Israelului. Le-a dat-o înapoi. Când însă otomanii au auzit, pentru că acel teritoriu era sub incidența Imperiului Otoman, au început să trimită acolo pâlcuri de populație arabă, în speță turcă, siriană, ca să nu-i lase pe evrei să vină din nou acasă. Tot istoria ne spune că aceștia n-au rezistat, au plecat înapoi. Nimănui nu-i plăcea să stea în deșert. Interesant este că după anul 1900, mulțumesc din suflet, frate Nicu, ne descurcăm, hai.
Interesant este, imediat după ce a fost dată această decizie și Israelul s-a întors acasă, s-a reînceput un proces de restaurare a pământului. Israelul astăzi importă cernozion. Știți ce este cernozion? Cel mai fertil sol din lume. Cel mai mare exportator de citrice. Este unul dintre cei mai mari exportatori de... Mulțumesc, frate Nicu. Pe aici se aude la online? Se aude la online. Da. Iertați-ne, am stricat mai mult decât... Dacă e nevoie, vorbesc foarte tare. Voi m-auzi și tare, da? Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Uite, așa, o să vorbesc foarte tare. Eu nu pot de obicei să vorbesc tare, dar dacă e nevoie, și țip. Prieteni, de ce v-am spus toate lucrurile acestea? Pentru că Biblia a scris cu mii de ani înainte că Israelul va fi restaurat, că pământul își va da din nou bogăția lui și și-o dă. Dar aici vine problematica. Ezechiel, capitolul 37, ne spune că în momentul acela Dumnezeu își va readuce înapoi pe prinșii lui de război. Și ascultați-mă ce vă spun. Și o să spun lucrul acesta apăsat pentru aceia care încă ei cred că se pot juca cu Dumnezeu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi, vă voi așeza iarăși în țara voastră. Ca să știți că eu sunt Domnul și am vorbit și am făcut lucrurile acestea, zice Domnul. Și atunci prorocul a vorbit oaselor și oasele dintr-o dată s-au apropiat unul de altul și dintr-o dată a început să crească pe ele carne, să crească nervi. Și ele au devenit din nou un popor. Pentru că Dumnezeu a zis, interesant, că atunci când ei, zice, când voi veți spune, nu mai există speranță, țineți minte acest lucru, nu mai există speranță și ni s-au uscat oasele, atunci vă voi trimite această speranță. Exact această declarație a fost rostită în anii pe care voi îi numiți anii Holocaustului. Când la Auschwitz au început să-i trimită rând pe rând, în hale mai mari decât o vedeți aici, mulțim cam la fel de mari ca acestea, și li se spunea următorul lucru. Vă vom elibera. Intrați aici în aceste băi publice și veți ieși pe partea cealaltă curați. Acolo vă vom da hainele înapoi și papucii voștri. Și n-a mai rămas din acei oameni decât cenușă. Pe undeva prin gurile de aerisire nu curgea apă. Prin dușurile acelea curgea ceea ce se numește acidul cianhidric, ciclon B, un gaz care i-a omorât prin sufocare. Apoi ei au fost luați și topiți. Și din frații și surorile mele s-a făcut ceea ce a rămas în istorie. Cel mai de calitate săpun, săpunul Rif, săpunul din grăsime de evreu. Pentru că l-au respins pe Hristos. Dar să știți că Dumnezeu n-a terminat cu ei. Mi se scrie că la ultima generație, ni se spune în Ezechiel 37, 38 și 39 că este perioada vremii celei de pe urmă, adică ultima generație. Ei vor fi reînființați ca stat. Și un conglomerat de popoare pe care voi le vedeți, Rusia de astăzi, Turcia de astăzi, țineți minte declarația domnului președinte Recep Erdogan, Iranul de astăzi, și China de astăzi
se vor uni într-o alianță ca să-l distrugă și să-i fure resursele. Biblia spune că acolo, eu, Israel, în vremea aceea îți voi da toată bogăția mării. A fost fascinant că în ultimii 10 ani s-a descoperit ceea ce noi numim Leviatan. Fratele Viorel vă poate spune ce este Leviatanul. Leviatanul este cea mai mare resursă de gaz natural pe care o are Marea Mediterană. Este pe țărmul Israelului de astăzi. Suficient încât să livreze întregi Europe și să nu mai fie nevoie de Rusia. Vă voi da toată bogăția munților. Priviți Israelul de astăzi. Este o bogăție. Însă ei se vor răscula și nu-L vor cunoaște pe Dumnezeu. Și atunci în Osea, capitolul 5, versetul 15, ni se spune că Dumnezeu se va ridica și dintr-o dată îi va pune într-o stare în care să stea cu spatele la zid și să recunoască pe Mesia. Este scris, voi pleca și mă voi întoarce în locuința mea. Înseamnă că a fost aici ca să plece și să se întoarcă. Și o voi face până în ziua în care veți reveni la mine, vă veți recunoaște vina și atunci vă voi mântui. Îmi mulțumesc că aveți versetele. Sunteți în pas cu mine, văd. Eu le traduc din mintea mea, dacă în românește sună puțin diferit, este pentru că în limba ebraică au o conotație destul de profundă, destul de clară, dar sunt aproximativ exact 99% același lucru. Nu sunt erori în Biblie, apropo, să nu credeți asta. Prieteni, de ce v-am spus lucrurile acestea? Pentru că istoria se împlinește sub ochii voștri, pentru că dumneavoastră și cu mine suntem parte din ceea ce noi numim biserică, nu e un accident, și Israelul de astăzi, cel necredincios, se pregătește să fie pus în fața aceluia pe care l-au străpuns. Biblia se împlinește ad literam, dar să știți că în voi, pentru că ați ales să stați lângă Dumnezeu, există condiția înfierii. Știți care e condiția înfierii? Să credeți în Domnul Iisus și în sacrificiul Său. Și aici cei mai mulți se opresc din nefericire. Ați văzut cine strigă Tată? Haideți să recităm împreună, pentru că e un mister pe care puțini oameni îl văd. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Galateni 4:4, vă rog, dacă puteți, ca să vadă și dânsii. Născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Iată cum. Acum, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă pe Duhul Fiului Său, care strigă, Abba, adică tăticule. Voi știți cine este garantul înfierii? Știți cine este acest certificat care specifică că dumneavoastră și cu mine suntem înfiați? Acela pe care scrie Abba este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu mă aplaudați pe mine, aplaudați pe Domnul Iisus dacă vreți. Pe mine niciodată sunt un om păcătos, la fel ca și voi. Ascultați-mă ce vă spun, prieteni. Până nu vom reconcilia această credință, și anume că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus, ca să moară pentru noi. Și că Dumnezeu Fiul, adică Domnul Iisus, l-a rugat pe Tatăl să ne trimite un alos paracletos, un alt mângâietor. Culmea, în limba grecească, alos înseamnă exact din aceeași natură cu el. Putea să spună un heteros. Heteros și alos sunt exact, au însemnătatea aceasta, un altul. Dar când spui alos, tu practic spui identic ca mine, din aceeași natură cu mine, pe Duhul Sfânt. Sunt oameni care îl uită pe Duhul Sfânt.
Și nu vă spun asta pentru că voi sunteți o biserică penticostală. Vă spun pentru că asta scrie în Biblie. Elohim, Dumnezeire, nu Dumnezeu, pentru evrei înseamnă Dumnezeire, este un plural de trei. Trei. Știți ce înseamnă asta? Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Până când noi nu vom avea o relație corectă cu cei trei. Și anume să știm că avem un Dumnezeu suveran. Pe Tatăl nostru care este în ceruri. Până când nu vom ști că la Tatăl nu putem ajunge decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar nu ca niște beneficiari nedrepți, ci ca niște beneficiari activi, nu profitori, nu vreau să vă jignesc, nu vreau să folosesc peorativ acest termen, ca niște beneficiari activi, luptăm pentru credința aceasta. În fapt, credința fără fapte e moartă. A demonstrat psihologia în secolul 20. Există această dinamică, eu teza mea, mi-am dat-o în asta, această tripletă, valori, atitudini, comportamente. Sau credință, atitudini, comportamente. Nu poți avea un comportament fără o credință. Nu poți să spui, eu iubesc pe Dumnezeu și să minți. Nu poți să spui, alcoolul este rău și tu să bei. Nu poți să spui, țigara e păcat și tu să fumezi. Înțelegeți ce vă spun? Dumnezeu Tatăl, ajungem la El prin Dumnezeu Fiul, pe care îl cunoaștem doar prin Duhul Sfânt. Aceasta este, aș putea spune, exclusiv, nu exclusiv e rima română, adică nu și inclusiv prin Duhul, dacă spun inclusiv prin Duhul Sfânt, înseamnă că mai poți și prin altcineva, nu parcă așa e în limba română. Nu, este exclusiv prin, doar prin Duhul Sfânt. Cine nu l-a cunoscut pe Duhul Sfânt, nu l-a cunoscut pe Fiul. Cine nu-L cunoaște pe Fiul, nu se poate relaționa cu Tatăl. Prieteni, trăiți în ultima generație. Spun asta de câțiva ani și am primit suficiente vergele pe spate. Și am să spun până noi pleca de aici, pentru că textele sunt clare. Generația care va vedea zidită din nou Ționul este generația Haron, generația finală. Când a fost Ționul făcut? 1948 a fost țara luată, 1967 a fost Ierusalimul pus înapoi. Mai mult decât atât. Domnul Iisus spune în Matei 24, când vedeți smochinul, să știți că nu va trece neamul până nu se vor împlini. Uite că ne ducem către acolo. Eu nu știu să vă spun când vine Domnul Iisus. Ce pot eu este să mă uit pe geam și să văd că începe să fie tomnatic, că frunzele încep să se îngălbenească și acum, ca și un om care trăie de ceva vreme pe aici, pot să spun că nu vine primăvara, ci vine toamna. Mă uit afară așadar și văd că dragostea se răcește, că bisericile se golesc. Mă bucur că la dumneavoastră aici este, iată, un popor atât de mare de oameni. Dar nu pot să nu se adreseze aceste semne de întrebare. Nu uitați, pentru a avea o relație bună cu Dumnezeu, întrebați-vă care vă este identitatea. Cine sunt eu? Ce sunt eu? Și cum sunt eu în lume? Apoi, nu uitați că aveți un destin. Care mi este destinul? Întrebați-vă. Să fiți moștenitori. Dumneavoastră v-ați pus întrebarea ce înseamnă să fii moștenitorul unui rege? Voi știți că veți călca pe străzi de aur? Voi știți că acolo lacrimi nu vor mai fi? Acolo nici măcar noi, evrei, nu o să mai fim vânați de toți ceilalți? Nu o să ne mai junghe? Nu o să ne mai decopiteze copiii? Nu o să ne mai ardă? Nu o să ne mai împuște? Pentru că acolo o să fim împreună cu Domnul Iisus. Ascultați-mă ce vă spun, pentru că s-ar putea să nu ne mai vedem pe acest pământ. Eu chiar cred că vine Domnul. Și dacă dumneavoastră
Nu simțiți acest dor să mergem acasă? Eu îl simt. Parcă e prea greu în zilele acestea. Poate că eu sunt sentimental și subiectiv, având în vedere ce se întâmplă. Dar tot îmi este dor de acasă. Și mi-aș dori ca acolo sus să vă strâng în brațe și să ne aducem aminte de data de 31 octombrie 2023, când am povestit despre ce va fi acasă. Aveți un destin, aveți o alegere de făcut, aveți o chemare de răspuns. Dacă n-ați făcut acest pas, prieteni, primiți semnul acesta de la mine. Israelul este acum cu spatele la zid. Acest gigant al lui Dumnezeu se va trezi în curând. Asta înseamnă că atunci harul nu va mai fi la neamuri. Prindeți ultimele tichete pentru cer. Nu vă jucați cu istoria. Biblia se împlinește iotă cu iotă. În limba ebraică, noi avem câteva punctulețe și cruciulițe care se pun deasupra sau sub simboluri. Ca niște note muzicale, ca să știi cum să le cânți, cum să le rostești. Limba ebraică e ca o muzică. Nici măcar un punctuleț din acesta nu va trece și totul se va împlini. Vă iubesc, sunteți minunați și onoarea pe care mi-ați făcut-o nu o vom uita niciodată. Biserică Pentecostală Philadelphia, Biserică Pentecostală Protector, distinși frați pastori, Oros, distinși frate Grămadă și frate Jivan, vă mulțumesc din suflet pentru că ne iubiți și ne-ați arătat că îl iubiți pe Israel și pe Dumnezeul lui Israel. Dacă aveți întrebări, vă rog pentru câteva minute, nu foarte multe, vă rog să le adresați. Și vă răspund cu tot dragul, dacă știu să răspund la ele, să nu credeți cumva că eu sunt atot cunoscător. Multe lume mă întreabă cum de răspund așa de repede. Răspund repede când știu. Când nu știu, spun pas. Nu știu cum procedăm dacă sunt întrebări. Vă rog, dacă sunt întrebări, tare, îmi spuneți și vă răspund cu drag. Vă rog, frate, uite, primul, ca la școală. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ascultați-mă ce vă spun. Ascultați-mă ce vă spun. Voi zâmbiți. Fratele nostru este dornic să meargă acasă. Întrebarea a fost așa, pentru că nu știu dacă s-a auzit la microfon. Fratele nostru a întrebat dacă este mult până vine Domnul. Din punctul meu de vedere, analizând toate evenimentele care se întâmplă acum în lume, văzând planurile care se scriu, unele dintre ele în ascuns, vă spun că suntem într-atât de aproape, stimate frate, încât dacă aș putea, nu știu ziua, nu știu anul, nu știu luna, nu știu ceasul, dar dacă aș putea să vorbesc simbolic, aproape că l-aud pe Domnul Iisus punând mâna pe clanță. Frate, ascultați-mă ce vă spun. Mi-am permis să ies în spațiul public acum 2 ani, acum 3 ani, acum 4 ani și să vă spun niște lucruri pe care le vedeți împlinindu-se. Nu pentru că eu sunt cumva un geniu, nu pentru că eu sunt cumva un om cu un grad superior decât al dumneavoastră, frate, ci pur și simplu m-am uitat atent în Biblie. Și în această Biblie, dacă o citim atent, vedem că se împlinește. Suntem atât de aproape. Strângeți-vă de Domnul Iisus Hristos și o să mergem sus împreună. Dacă mai sunt întrebări, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Un frate evreu de acolo, da? Ce se întâmplă acum în Israel și în restul lumii, e potrivit profețiilor, este începutul de cazul cel mare? Fratele ne-a întrebat dacă ce se întâmplă acum în Israel. Aveți un microfon să le dați la oameni? Să mergeți cu un microfon acolo, da? Pentru că fratele ne întreabă dacă ceea ce se întâmplă acum în Israel este un început sau este incipientul necazului cel mare. Nu este, prea iubit frate,
De ce? Pentru că există o secvență clar specificată în Cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, pentru ca necazul cel mare să înceapă, trebuie ca pe pământ să fi fost deja revelat anticrist. Textele pe care voi le aveți sunt 2 Tesaloniceni, capitolul 2, Daniel, capitolul 7, Daniel, capitolul 9, Apocalipsa, capitolul 13, doar câteva dintre ele. Eu vă pot lista aici o sumedenie de texte, de la Zaharia până, sau de la Geneza chiar până la Apocalipsa. Dar veți vedea că necazul cel mare nu este o perioadă de 7 ani. Asta să știți că mulți oameni vorbesc despre cei 7 ani de necaz cel mare. Acolo ni se spune clar în Daniel capitolul 7, în Daniel capitolul 9, că Antichrist va începe necazul acela la jumătatea săptămânii. Matei 24 este vorba Domnului Iisus Hristos care le-a spus: când veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul preasfânt. Conceptul ebraic aici, locul preasfânt, este specific, nu se referă la trupul uman, că mulți zic, domnule, noi suntem locașul Duhului Sfânt care locuiește în noi. Vedeți că în limba ebraică, și uite, am acolo un evreu care poate să certifice dacă ce spun, am mai mulți evrei aici, unul e venit din Ashkelon. Acolo, în Vechiul Testament, este Kadesh Kadashim. Kadesh Kadashim înseamnă Sfânta Sfintelor. Nu înseamnă Sfântul Sfinților, cum a fost tradus. Sfânta Sfintelor este un loc specific care se găsește doar într-un singur loc, de fapt, și anume în templu. Sfânta Sfintelor nu poate fi într-o clădire oarecare, nu poate fi într-un cort oarecare, nu poate fi. Sfânta Sfintelor, Kadesh Kadashim, locul preasfânt, este în templu. Asta înseamnă că la Ierusalim va fi un templu, pentru că trebuie să avem Kadesh Kadashim, dar Apostolul Pavel ne spune că el se va ridica și se va pune în templu la jumătatea săptămânii. Daniel ne spune asta în 2 locuri chiar și așa mai departe. Ce înseamnă jumătatea săptămânii? Evreii măsoară, așa cum voi spuneți în limba română, o decadă de ani. Ce înseamnă o decadă pentru voi? 10 ani. Ce înseamnă un secol pentru voi? 100 de ani. Evreii au în vechime numărători în săptămâni de ani. Se numesc Shmita. Știți ce înseamnă Shmita? O succesiune de 7 ani. Așa cum avem 7 zile, 7 luni, 7 ani, 70 de ani, 49 de ani apoi ca să faci jubileele, da? Și ușor, ușor, este acest multiplu de 7. O săptămână de ani înseamnă 7 ani, la jumătatea săptămânii înseamnă după 3 ani și jumătate. Atunci el se va ridica în templu și atunci spune Biblia că va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost de la începutul lumii. Conceptul biblic de acolo este în limba grecească megatlipsis, necazul cel mai mare. Deci, ca să vină, frate, am permis să spun un pic, ca să fie necazul cel mare, trebuie ca pe pământ să fi fost anticrist. Știm că încă nu a venit anticrist, pentru că anticrist va fi revelat oamenilor în momentul în care va face un tratat de pace cu Israel. Este scris lucrul acesta în cartea lui Daniel. De ce un tratat de pace? Eu sunt unul dintre teologii care considerăm că acest tratat de pace va fi ca și rezultat al unui război extrem de puternic, nimic altul decât invazia lui Gog din Magog. Invazia aceasta, cred că am și vorbit acum o săptămână, Milchemet Gog Uvagog, în limba ebraică. Războiul acesta va veni să-l jefuiască pe Israel de avuțiile lui, nu este Armagedon, să nu-l confundați, și atunci va veni anticrist ca un împăciuitor. Interesant că acolo sunt două texte diferite care ne spun că Dumnezeu îl va judeca pe Israel pentru că va pune altarele lui lângă altarele răutății. Ceea ce pune la dispoziție două posibilități. Templul va fi zidit pe muntele templului, fie lângă moschea Al-Aqsa. Arabii vor accepta să aibă și templul evreilor, altarele tale lângă altarele celorlalți. Fie va trebui ca Al-Aqsa să fie dărâmată și atunci anticrist va trebui să îi convingă pe arabi să accepte lucrul acesta, care în momentul de față este imposibil. Vedeți ce s-a întâmplat din cauza terorismului, apoi să se dărâme Al-Aqsa. Este unul dintre elementele cele mai sfinte în Islam. Lucrurile acestea, distins, frate, nu s-au întâmplat încă, deci nu suntem în necazul cel mare, noi nici nu l-am văzut pe anticrist. Dar suntem în perioada de prigoană, care este însă din perioada Domnului Iisus Hristos până astăzi.
Faptul că Israel este tras efectiv cu spatele la zid ne arată că se pregătește invazia lui Gog din Magog. Și vedeți cum se poziționează Rusia, v-am spus, cum se poziționează Turcia și iată că se vede. Vedeți cum se poziționează Iranul, cum se poziționează toate aceste state care se vor ridica împotriva lui Israel. Dumnezeu să vă binecuvânteze, deci nu suntem încă acolo. Dacă mai aveți întrebări, mai avem 20 de minute, vă rog. A, sunteți jumate evreu dacă aveți două? Numai evreii vin așa. Am o întrebare, frate, și în întrebarea aceea, de fapt, 3 sau 4. Pregătirea reconstruirii acestui templu. Știu, sunt zboruri, sunt văd că toate lucrurile sunt pregătite, să nu cred să se poată construi încă o dată tot templu. Pentru că e cea mai simplă. Pregătirile sunt făcute de mult. Este un institut numit Institutul pentru Reconstruirea Templului de la Ierusalim. Nu. Pentru că este scris. Mare atenție, frate, pentru că trebuie să fim atenți cu toții la precizia textului biblic. Sunteți de acord cu mine? Mulți se gândesc, unde e chivotul? Ieremia ne spune că nu va mai fi nevoie de chivot. Pentru că îi zice, nu, în limba română nu spune chivot, zice, nu veți mai avea nevoie de lada aceasta, cred că scrie în limba română, pentru că oamenii, și vă spune acolo, se vor închina prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Anticrist, sunt două opțiuni aici. Sunt unii teologi care spun că Anticrist va veni și se va poziționa pe sine însuși ca fiind alesul lui Dumnezeu și va spune, este scris în profeții că nu mai este nevoie de chivot, deci oricum nu mai aveți nevoie de el, fie că el este, se va folosi o linie falsificat. În ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare, fiți atenți la ce vă spun. Pentru că multă vreme ne-a dat bătaie de cap în teologie lucrul acesta. Cum adică toate națiunile Pământului? Chiar va veni și Papua Noua Guinee? Chiar va veni și Fiji? Chiar va veni și Capo Verde? Și toate țărișoarele astea să se ridice împotriva lui Israel? Vă spun un lucru pe care îl veți vedea făcându-se acum. Și ar trebui să ne îngrijoreze pe toți. Ați auzit de Organizația Națiunilor Unite? Ați ascultat declarațiile domnului secretar general Antonio Guterres? Ezechiel, capitolul 38 și 39, ne spune că... hai să vă citesc un alt text și mai bun, și mai clar. Când se vor întâmpla toate lucrurile acestea? Când Dumnezeu va veni să se răfuiască, așa este scris în original, cu oamenii din întreaga lume. Vă rog să fiți foarte atenți și dumneavoastră și dumneavoastră. Ioel, capitolul 3. Iată, vin zilele acelea, în vremurile acelea, când îi voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului. Vedeți că nu e vorba despre creștini, este vorba despre Iuda și Ierusalim. Voi strânge atunci toate neamurile și le voi pogărâ în valea lui Iosafat. Asta se numește Armageda sau Armagedon. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu. Mare atenție, pentru că Dumnezeu își pregătește în momentul acesta procesul de judecată pentru un lucru specific și anume. Pentru Israel, pentru moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri. Fiți atent, asta când s-a întâmplat? În anul 70. Acum i-au revenit acasă, dar mai este un lucru pentru care Dumnezeu se va judeca. Și pentru faptul că au împărțit între ele țara mea. Vă aduceți aminte ce v-am spus la predică astăzi? Că țara a cui este? A Domnului. Că Israel ce este acolo? Un venetic, adică e un administrator. Au tras la sos pentru poporul meu, au dat un flăcău pe o curvă și au vândut o fată pe vin și l-au băut. Ce vreți voi cu mine, Tirule și Sidonule și toate ținuturile filistenilor? Vă știți unde sunt acestea? Vă știți unde este Tirul și Sidonul? Știe cineva? Zona aceasta, a Libanului până la Gaza. Ce aveți voi cu mine, ce aveți voi cu mine, Palestina? Cuvântul acesta, Palestina,
Pilaștim. Este în limba ebraică. Cine spune? Pilaștim. Așa era în limba. Filistenii au dispărut în anul 500 înaintea erei noastre. Folosesc acest cuvânt, nu vreau să jignesc pe nimeni, nu spun înainte de Hristos, pentru că este incorrect din punct de vedere istoric. De ce? Pentru că Domnul Iisus nu s-a născut în anul în care spune istoria că s-a născut. Istoria nu are nici măcar anul zero înregistrată. Și în al doilea rând, pentru că am fi eronați în calcule. În jur de 500 de ani înaintea erei noastre, adică era cu care a pornit Domnul Iisus Hristos, că El este capul acestei ere, filistenii au fost luați prin împăratul Nebucadnețar al doilea și șterși de pe fața pământului. Ei au dispărut pentru totdeauna. Poporul pe care îl voi vedeți acum este un popor care și-a asumat titlul de Palestina. Palestina a fost înregistrată undeva în anul 131, ca și nume, 131, prin imperatorul roman, care când a vrut să îi șteargă pe evrei din zona respectivă, ca să nu mai fie răscoale, să nu mai fie certuri, a spus, voi nu vă veți mai numi niciodată Israel, noi vom numi asta Palestina. Acum sunt mulți care spun, domnule, noi istoric avem Palestina. Palestina, titlul acela a fost dat pentru că și la Roma era o zonă numită Palestina. Nu știu de ce oamenii nu se duc să ia și Roma acum, că și ei au o zonă numită Palestina. Mai mult decât atât. Aici e vorba exact despre Gaza. Vai de voi! Ce aveți voi cu mine, Gaza? Ce aveți voi cu mine, Libanule? Ce aveți voi cu mine, Siria? Fiți atenți! Vreți cumva să-mi răsplătiți vreo faptă sau să faceți ceva împotriva mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra... Nu, fiți atenți! Asupra... Ați văzut cum e acum? Ceva cade de sus pe ei. Înțelegeți ce spune mai exact? Mi-ați luat argintul și aurul și cele mai bune odoare ale mele și le-ați dus în templele voastre. Ați vândut pe copiii lui Iuda și a Ierusalimului copiilor grecilor. Mare atenție! Frate drag, ca să vă răspund întrebării, toate popoarele pământului poate fi o aluzie directă asupra Organizației Națiunilor Unite, care are în momentul acesta cel puțin trei rezoluții foarte riscante pentru omenire. Una este că Israel să fie declarat stat terorist. Asta va legitima orice stat din lume să-l atace. 2. Convenția celor două state. Ați auzit de asta? Adică să împartă țara lui Israel. Nu uitați, Palestina nu este un stat oficial recunoscut. El este un stat autodeclarat în anul 1988, dar nu este încă recunoscut de marile puteri. Din nefericire, România l-a recunoscut. America nu l-a recunoscut și așa mai departe. Deci marile puteri nu-l recunosc. Ei vor ca să formeze o separare în țară. Și al treilea lucru este să-l declare pe Israel ilegitim în acel teritoriu. În acel moment, ați auzit expresia Free Palestine? Free Palestine? Ei nu se referă la Gaza, prieteni. Gaza este liberă din anul 2005. Ascultați ce vă spun, în anul 2005, prin decret guvernamental, Israelul a fost scos afară de către propriul guvern. A fost o mare circ în Israel. Pentru că oamenilor li s-a spus, vă veți părăsi casele, le dăm celor din Gaza. Oamenii și-au pierdut casele, și-au pierdut averile acolo. În Gaza s-au pompat câteva sute de miliarde de dolari. Din anul 2005 până acum. Unii spun mai mult de 1000 de miliarde de dolari. Știți cât e Gaza de mare? Cam cât județul Cluj și un picuzin, da? Ia gândiți-vă ce ar fi fost Clujul. E cineva din Cluj aici? Sau din Dolj? Sau, da. Frate, ce ar fi fost Clujul cu câteva sute de miliarde pompați în cam 10 ani? 20 de ani. Ați văzut ce e acolo? E dezastru total pentru că toți acei bani s-au dus în armament. Ei au fost liberi din anul 2005. Atunci ce cere lumea prin Free Palestine? Știți ce spun ei? Israel să plece de aici. Noi vrem toată țara. Aviz celor care ziceți, domne, mergem la meeting pentru ei. Voi nu știți ce se cere acolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai am 11 minute, vă rog, dacă mai aveți întrebări. O luăm la rând așa. Frate Alin, ești următorul pe listă.
Ne spune fratele, dacă în textul de la, vă spun eu ce spune fratele, în textul de la Zaharia 14. Maria 14:10, da. Noi care va putrezi carnea, poate fi vorba de carnea nucleară. Da. Zaharia 14, citiți cu atenție Ezechiel 38 și Ezechiel 39. Mare atenție, Ezechiel 38-39. Și veți vedea că acolo ni se spune mai mult decât atât. Nu știu dacă ați văzut vreodată protocolul de sigilare al unui în cazul unui atac nuclear, de sigilarea zonei și sigilarea cadavrelor. Nimeni nu are voie să se atingă de ele pentru că devin contaminate radioactiv. Nu ai voie să te atingi? O echipă specializată va trebui să vină. Și veți vedea în text, citiți Ezechiel 38-39, citiți Ieremia, citiți în Zaharia, ni se spune că echipe specializate vor veni, oamenii simpli vor vedea un cadavru și îl vor marca. Nu vor avea voie să se atingă de el și doar anumiți oameni vor fi trimiși să-l ia și să-i îngroape pe toți doar într-un singur loc. Și Israel, timp de, fiți atenți ce vă spun, 7 luni, 7 ani, spun unii, nu va mai face foc pentru că ei vor folosi toată acea energie stocată în armele lor. Armele lor le vor arde. Foarte interesant acest lucru pentru că există un singur stat din lume care are un armament bazat pe un principiu de reînnoire ciclică a focosului nuclear timp de 7 ani. Există un stat a cărui capacitare nucleară este forită în jurul acestui ciclu de refacere, de reîncărcare la 7 ani. Știți care este acest stat? Nu. Rusia. Este singurul care are tipul acesta de mecanism de uraniu pe care îl folosește și el va trebuie recalibrat la fiecare 7 ani. Sunt niște aluzii fantastice în cuvântul lui Dumnezeu și mulți nu le înțeleg. Acolo este descris un atac nuclear, într-adevăr, pentru că ni se spune că oamenilor li se vor topi ochii în orbite. Că le vor putrezi ochii, da. Unii oameni spun că sunt arme protonice, așa. Sunt niște descrieri pe care rabinii pe vremuri nu le înțelegeau, pentru că nu știau despre ce e vorba, dar care se întâmplă sub ochii noștri. O altă întrebare, dacă mai aveți. Apocalipsa. Vreau să întreb. Apocalipsa ne spune de numărul 666. Ridicați mâna, nu vă văd, vă rog. Aici. Da. Vreau să știu, papa de la Roma este anticristul? Să știți că există foarte multe speculații. Foarte multe speculații în sensul acesta. Dacă papa de la Roma ar fi fost anticristul, el era de mult în direcția aceasta. Sunt oameni care folosesc ceea ce se numește în limba ebraică, să-mi spui, te rog, dacă, uite, eu v-am spus, am aici un monitor. Fratele Maier din Ashkelon vă spune dacă tot ce spun eu acum este corect din punct de vedere al culturii evreiești. Dânsul a venit de acolo, din Ashkelon. Apropo, să-l încurajați să-i dați o îmbrățișare pentru că Ashkelon este în momentul acesta sub bombardament. Da? Frate Viorel, ridică-te să te vadă. Un evreu de-al meu, uite-l. Dumnezeu să te binecuvânteze. Stimată soră, există un principiu numit gematria. Gematria este modul în care rabinii, o parte dintre ei, citesc textul evreiesc pentru că acele simboluri evreiești pe care dumneavoastră le vedeți au și valoare alfanumerică. În limba ebraică nu există cifre. Nu există 1, 2, 3, 4, 5. Fiecare astfel de simbol are și valoare alfanumerică. Și atunci îi spun, aici avem, de exemplu, Gog, un Magog, are valoare alfanumerică de 70. Ați auzit ce v-am spus? Milhemet, Og, Gog, Uvagog, războiul lui Gog din Magog, are valoare alfanumerică 70. Și când rabinii, pe vremuri, au cuantificat acest lucru, ei ne-au spus așa, pentru că 70 este reprezentarea universală în mintea unor rabini evrei care zic, aici este vorba de toate neamurile. De ce? Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este vorba despre 70 de neamuri, întotdeauna Biblia vorbește despre 70 de neamuri, da? Uitați-vă câte limbi s-a împărțit totul la Babel. Uitați-vă câte neamuri sunt descrise acolo. Mereu îi aveți cifra de 70 și îi zic, Gog Uvagog, Gog din Magog, este vorba despre un război în care toate neamurile se vor sui ca să-l sprijine pe acest demon. În altă ocazie am să vă povestesc de ce Gog, la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, se va ridica pe pământ iarăși. Cum de va fi trăit atât? Pentru că el nu este un om.
Gog este un demon care va sta în spatele unui om. Pe ce mă bazez? Pentru că este scris, Gog este împăratul lăcuselor. În Septuaginta, cea mai veche transcriere a Bibliei în limba grecească, asta a fost pusă pe hârtie în anul 300 înaintea erei noastre, cu mult înaintea textelor în limba ebraică, care au fost scrise, rescrise, practic, retraduse în anul 90, era noastră, adică 400 de ani mai târziu, după conciliul de la Iamnia. Acolo, unul din versetele la care la noi se traduce un pic ciudat, adică incomplet, ne spune că Gog este lăcusta tânără, cea mai tânără, dar și cea mai rea dintre toate, cea mai periculoasă. Proverbe ne spune că lăcustele nu au un împărat. Și totuși Apocalipsa ne spune că în fruntea acestora, Gog era însoțit de niște demoni sub formă de lăcuste. De ce am vrut să vă spun lucrurile acestea? Pentru că, stimată soră, dacă ne jucăm cu gematria, adică găsim numerologie în toate, o să ajungem să spunem că și Mihai Viteazul, de exemplu, a fost anticrist. Pentru că, oricum, știți că unii iau L de aici și dau o valoare, unii iau cifra asta și zic, oh, totul dă 666. Nu este bine să facem asta. Să știți că în limba grecească, apropo, cuvântul acesta, anticristus, anticrist, are în limba grecească valoarea alfanumerică 666. 666. Dacă scrieți Antichristos, asta iese, 666. N-ai cum să identifici asta. N-avem cum. Cel puțin eu sunt incapabil să o fac și nu cred că papa este acesta, pentru că papa nu are nici capacitatea diplomatică, nici capacitatea, puterea să unească lumea, și mai ales că acolo este vorba despre 10 împărați ai Uniunii Europene. Asta înseamnă că inclusiv Europa va trebui dezbinată. Știați că Antichrist nu poate să vină până când Europa nu se va dezbina? Știați asta? El nu poate să vină în Europa noastră de astăzi, pentru că Europa noastră nu este un stat federal. Am aici prieteni din Statele Unite ale Americii, dânsii vă pot spune ce înseamnă să fii un stat federal. Înseamnă că ai 50 de state care au aceeași Constituție. Noi nu avem aceeași Constituție, noi avem Constituții separate, fiecare dintre noi. Polonezii au pe lor, România au pe lor, Germania au pe lor. Europa în momentul acesta este doar o uniune de state, mai degrabă diplomatic. Dar noi nu avem nici măcar aceiași bani. Vedeți că acum Schengen se prăbușește. Chiar există discuții la Uniunea Europeană dacă cumva Schengen să fie anulat din cauza amenințărilor teroriste. Dumneavoastră v-ați dori foarte mult să fiți în Schengen. Și din nefericire știți că se întâmplă culmea la noi, la români, de cele mai multe ori, exact când se termină totul, atunci primim și noi, că nu mai are nicio valoare. Dar toate la vremea lor. Europa încă nu este dezbinată, prieteni. Dumnezeu să vă binecuvânteze, așteptăm ca Europa să se reformeze în 10 state. Vedeți că toate cumva sunt așa înșiruite. Dar promit că lucrurile acestea le vom mai discuta. Mai sunt 3 minute și trebuie să și încheiem slujba de astăzi. Încă o dată vă mulțumesc, vă rămân recunoscător, frate Nicu Oros, frate Cornel Grămadă, Costel, am zis Cornel, trebuie să vin cu un miel. Da, 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 primim. Frate Alin Jivan, este cea mai mare onoare care ni se oferă, ca iată liderii Bisericii Pentecostale Române, comunitatea din București, una, ca să nu zic cea mai, pentru că tot capitala zic una dintre cele mai importante, dar voi înțelegeți ce spun. Vă mulțumesc din suflet, nu o să uităm niciodată pentru că ne-ați primit, vă vom purta în sufletele noastre și dacă Dumnezeu va mai îngădui, ne vom revedea. Dacă El va îngădui să plecăm acasă, căutați-mă. Vreau să vă strâng în brațe atunci pe toți. Căutați-mă sus. Ca să mă bucur o veșnicie de voi. Să vă mulțumesc pentru ce ați făcut astăzi. Că nu ne-ați închis ușa nas, că nu ne-ați arungat, că nu ne-ați spus, n-avem nevoie de voi. Că ne-ați transmis tuturor că-L iubiți pe Israel și că vă pasă pentru cei ce pierd. Vă mulțumesc!